Chiar dacă orașele din Europa îi primesc de mult timp pe turiști cu bucurie, criticii susțin că mișcarea numărului de locuințe închiriate prin Airbnb în ultimii ani a făcut ca mulți localnici să nu-și mai permită să închirieze locuințe în orașele lor. Proprietarii intervievați de Reuters în orașe precum Lisabona, Barcelona, Praga sau Veneția spun că prăbușirea turismului în timpul pandemiei i-a determinat pe unii proprietari să îi înlocuiască pe amatorii de vacanțe cu chiriași pe termen mediu și lung, să se mute chiar ei în locuințe sau să vândă proprietățile. Datele furnizate de firma de cercetare RDNA și citate de Ager Press arată că numărul proprietăților listate pe Airbnb ca fiind disponibile pentru închiriere în ultima lună în cele mai mari 50 de orașe a scăzut cu 21,9% comparativ cu luna februarie anului trecut. În replică, Airbnb susține că s-a adaptat la modificarea tendințelor, oamenii îndreptându-se mai degrabă spre micile orașe și localități în locul destinațiilor turistice favorite. Însă, chiar dacă unii proprietari de locuințe din principalele destinații turistice din Europa intenționează să revină pe Airbnb atunci când vor reveni și turiștii, alții au abandonat pentru totdeauna activitățile de închiriere de locuințe pentru turiști. În Veneția, unde, potrivit datelor RDNA, închirierile prin platformele Airbnb și Vrbo au scăzut cu 67% în ritm anual în luna ianuarie, organizațiile care apără drepturile localnicilor îndeamnă autoritățile să profite de această oportunitate pentru a-i ajuta pe localnici, de exemplu prin plafonarea chiriilor și convertirea spațiilor neutilizate în locuințe cu prețuri reduse. În Praga, numărul locuințelor listate pe Airbnb a scăzut de la peste 14.500 până la mai puțin de 8.000, iar chiriile au scăzut cu aproximativ 8%. Însă, nu toată lumea din centrul orașelor a renunțat. Datele din Portugalia arată că, deși mii de proprietăți au fost scoase de pe Airbnb, doar 114 au renunțat la autorizația de închiriere în centrele istorice ale orașelor. În schimb, unii proprietari utilizează platformele online locale sau propriile lor canale directe pentru a găsi chiriași pe termen lung. Timp de mai mulți ani, primarii din Europa au avut dificultăți în a controla proliferarea locuințelor din centrul orașelor închiriate pe platforme de tip Airbnb, unul dintre motive fiind și faptul că lipseau datele necesare pentru a impune limite cu privire la numărul locuințelor utilizate spre închiriere turiștilor sau numărul zilelor pentru care au fost închiriate locuințele. În luna martie anului trecut, platformele Airbnb, Expedia, TripAdvisor și Booking.com au convenit să facă schimb de date cu Eurostat cu privire la numărul clienților și noptărilor, iar cifrele pentru 2020 ar urma să fie publicate în a doua jumătate acestui an. Cu toate acestea, în luna septembrie anului trecut, un număr de 22 de primari i-au trimis o scrisoare comisarului Margaret Vestager în care i-au solicitat să împărtășească datele și cu administrațiile locale.